Nu, în 2 iunie am fost mai căsătorită. În 5? Da. În 2 iunie lume. În 5 iunie? Am plăcut atât cu... Începe să dormă mai mult. Printre singurele dăți în viața mea când pur și simplu nu știam cum să reacționez. Nici eu, nici oamenii. Mai bine să nu ne facem mari speranțe, că este aproape imposibil din punct de vedere medical să avem copii. Aici Jason este foarte pregătit. Jason? Îți arată Pampers-ul dacă vrei. Unde merge băiețelul? Hai să vedem. Pe cine iubești? Sticluța cu laptele. Tata. Cel mai energic copil care l-ați întâlnit vreodată. Îi mai zicem și piper. Tică-tică. Urec la piper. Pepper. Uite aici. Poziția lui. Da. Da, uite, eu un pic cum arată. Dacă stă așa. Bine, și atunci zic eu. Andrei, nu soția mea. Da, așa, nu trebuie să spun ce anele soție. Cami și cu piticul nostru, Jason Andrei, a zis piper. Alias piper. No, gata. A, dar cum, să zice, dă salut, sau... Cristina, asta ce pișură. Dar nu pot să te duceați, bă, că o să-ți căsăsești tu. Salut! Ne bucurăm să fim la un nou vlog. În această seară o să fim într-un cadru mai familial. O să vă prezentăm o parte din familia noastră și anume pe... fratele lui Ruben Andrei, împreună cu soția mea, Cami, și cu băiețelul nostru, Jason Andreas, îi zicem și piper, demonstrează el cu parcursul videoului, de ce, o și început deja. Ruben și... Nu, stai să dau din urmă. Cristina, hai să jucă cu mașina! Da. Ruben și Cristina ne-au rugat să... facem un mic video în ce privește slujirea noastră și familia pe care o avem. Ne bucurăm să împărtășim cu voi o parte din experiența noastră de viață care credem că o să fie o încurajare pentru unii dintre voi. Vrem să spunem la cât mai mulți oameni despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră și bucurile pe care El ni le-a adus. Suntem căsătoriți de... anul ăsta facem 10 ani. Ne-am propus să mergem în același loc unde am mers în luna de miere, dar din păcate cu tot ce se întâmplă a trebuit să anulăm și o să ne petrecem cei 10 ani, aniversarea de 10 ani acasă împreună cu băiețelul nostru, care este în data de 2 iunie. 9 ani de zile. Nu, în 2 iunie am fost necăsătorită. În 5? Da. În 2 iunie, Ruben. În 5 iunie? Ia, pe natat în cu. Da! Datorită lucrurilor care se întâmplă în vremea aceasta, o să stăm acasă împreună cu Jason, care începe să arate, de ce îi se spune și piper, are o energie foarte mare, dar ne bucură că este sănătos și ne aduce foarte multă bucurie în viața noastră. Povestea lui Jason este una mai specială. Și vrem să vă împărtășim acest lucru. Timp de 9 ani de zile nu am avut copii. Medicii ne-au spus la un moment dat că nu, mai bine să nu ne facem mari speranțe, că este aproape imposibil din punct de vedere medical să avem copii. Cami nici nu punea problema să accepte ideea aceasta. Vă dați seama ce șoc pentru mine. Ea a fost foarte afectată de vestea pe care am primit-o. Și eu. Eu, sincer să fiu, am fost un pic mai realist în ce ne-au spus medicii. Și am încercat să trec peste momentul ăsta și să cumva să revizuiesc în ce privește viitorul familiei noastre. Dar Cami n-a încetat niciodată să spere că Dumnezeu poate să schimbe lucrul acesta și s-a rugat foarte mult și mulțumesc Domnului pentru credința pe care i-a avut-o.
Și într-un turneu pe care l-am avut cu Speranța în America, eram la niște prieteni acasă, Cami a venit și mi-a spus că și-a făcut testul de sarcină și i-a ieșit pozitiv. Prima dată în viața mea sau printre singurele dăți în viața mea când pur și simplu nu știam cum să reacționez, nici eu, nici Cami. Ne uitam unul la altul și mi se părea aproape imposibil ce ne-a spus Cami. Mi-a zis Cami să nu spun la nimeni că vrea să fie sigură de ce o să întâmple. Eu în următoarele 5 minute deja povesteam cu Ionuț Crăciun. Eram cazați în același loc la niște prieteni de-ai noștri de familie. Când am ieșit afară, Ionuț, bineînțeles, deja mă felicita. Ani și cu Adi Petraș, îi salutăm. Și ne-am bucurat foarte mult, eu i-am spus la Ionuț, pentru că și Adela era însărcinată în perioada aceea. Îi mulțumim Domnului din toată inima pentru ce a făcut în viața noastră și ne-a dat acest copilaș minunat. Tocmai aș vrea să vă vorbesc și despre faptul că îl cheamă Jason. Multă lume ne-a întrebat cum de nu am ales un nume tradițional românesc. Pentru noi, faptul că Dumnezeu ni l-a dat în America a avut o semnătate foarte mare și ne-am bucurat din toată inima. Așa că am hotărât de comun acord să-i punem numele Jason și ne bucurăm din toată inima că Dumnezeu ne-a dăruit un copil sănătos, foarte frumos și îl iubim din toată inima. Ne-a umplut viața în adevăratul sens al cuvântului. Ne-a umplut și nopțile. Fără telefoane. Mulțumim lui Dumnezeu că timpul trece, începe să dormă mai mult. Și să aibă mai multă energie. Da. E din ce în ce mai receptiv la tot ce se întâmplă în jurul lui. Dă Suzeta înapoi la copil. Dă înapoi la tata. Dă-i la tata. Ia unul să fii să pară mai el. No. Și la mama, dai Suzeta și la mama. Nu, mă la tata, la mama, dai? Să nu-i rup iubica, nu, asta mai mea. O face și el. Fă, 3, 2, 1, bravo! Saltă pe fără. Tai, tai? Tata? Tai, tai? Tai, tai? Tai, tai? Ce e, mă, Inger? Inger? Tai, tai? Tai, tai? Tai, tai? Salut! Tata, mă! Salut! Păi, scumpule! Pa! Spune pa! 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 Pa!
am zis.